un fotbalist care poate fi tăcut un sfert de oră, jumătate de oră. Degajare. O greșeală greșită și atât pe Dairo Moreno, Dairo Moreno, Dairo Moreno, gol Steaua, gol Steaua, în minutul 5. Steaua deschide scorul aici pe Alisa Mien, lovitura de care Steaua avea nevoie. 1-0 pentru Steaua. Incredibil. Iată aici, degajarea lui Aicut în spatele lui Arturo. Foarte bine, Dairo Moreno își păstrează sângele rece, așteaptă ca portarul advers să se culce și apoi îl execută. Nu știu dacă a fost neapărat o scăriță, contează mai puțin. 2-0 pentru Steaua, înscrie Toha, nu, Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță nu mai marcase de jumătate de an pentru Steaua. Steaua marchează al doilea gol, extraordinar. Steaua începe extraordinar această întâlnire. Iată o minge de viată de servet și Bănel Nicoliță cu o execuție cum n-am mai văzut la el de la acel meci din deplasare de la Sevilla. Da, i-a venit mingea perfect, 2-0 și meciul ăsta seamănă cu o altă partidă câștigată de Steaua în fața unei formații turcești. În deplasare este vorba de Fenerbahçe și atunci Steaua a început senzațional, goluri marcate de Ciocoiu și, dacă nu mă înșel, Damian Militaru. Ovidiu Petre sare la acest balon, bine Goian, și respinge Lincoln. Mingea îi se lipește de piept, este atacat de Bănel Nicoliță. În margine, Hakan Balta, centrare periculoasă și 2-1. Înscrie Slovan Inonda. Ovidiu Petre, omul care i-a păcălit pe stoper ratând acea minge. Centrare însă foarte bună a lui Hakan Balta și un pic de șansă, pentru că din piciorul lui Mehmet Topal mingea se dusese complet aiurea. A sărit însă la Șaban Inonda, care a avut o reacție de fotbalist, a șutat din prima. În meciul important din Liga Campionilor, iată-l acum pe Golanski. Intrarea lui Golanski vine foarte bine, fără adversar. Dairo Moreno. Nu ar da Turan. Viriu Petre îi dă drumul la timp, Turan trece și de Goian, Turan mai departe, Lincoln plonjează singur. Sigur că da, Servet ce timp se bate literalmente cu Goian, pleacă această minge lovită de Servet ce timp în afara terenului. Continuă Galatasaray cu o diagonală a lui Servet ce timp, minge câștigată de Arda Turan. Arda Turan în unghi mic, pasează la Șoban Inonda. Extraordinară intervenția lui Zapata. Lasă de centru la linia mediană. Acum Arda Turan, jucător pe care se bazează în mare măsură. Acțiune de atac, gol, 2-2, Zapata servit de lovitura de cap a lui Șaban Inonda. Steaua i-a avut în mână pe turci, a condus cu 2-0, publicul începuse să șcuibe favoriții, dar Galata a revenit, trebuie să o recunoaștem, un stil de mare echipă. Iată, în minutul 47 este 2-2. Întâmplarea lui Arda Turan, Hasan Şaş. Cu predilecție folosește aceste mutări ale jocului de pe un flanc pe altul. Arda Turan, centrează Arda Turan. Emre Güngör. Iată preluarea lui Șaban Inonda, intră în urmă, șutează la colțul scurt. De un joc în care evoluează lent. Dairo Moreno încearcă să scape, mi s-a putut un ușor fault. Arturo, o pasă pentru Lovin. Dairo Moreno și Steaua scapă printre degete. O ocazie uriașă, încă o centrare. Reluarea lui Bănel Nicoliță. Intuită și blocată ușor de cei de la Galatasaray. Bănel Nicoliță la limita offside-ului. O fază bună cu Toha, care șutează. Static jocul lui Arturo. Dairo Moreno schimbă din nou cu Arturo. Dairo Moreno. Îi apare și Thiago, care primește la limita careului. Iese acum din careu Bănel Nicoliță. Mingea ajunge la Lovin. Lovin pasă cu călcâiul pentru Dairo Moreno. Revine Thiago, care încearcă un exterior. O apărare aproximativă a celor de la Galatasaray. Goian nu este luat în marcaj. Poate veni lansat. Arturo! Arturo! Zapata așteaptă ca ei să se retragă. Și acum este offside. Minge pentru Bănel Nicoliță. Foarte bun stopul lui Bănel Nicoliță. Este la marginea careului. Bănel Nicoliță continuă. Hai, Bănele! Oh, aleu, șut paralel cu poarta.